mine, să iau un peisaj mioritic și pastoral ca sursă de inspirație sau ca scuză să mai tragi un pic de timp. Se aranjează o masă într-un mod artistic cu flori, astfel încât să-ți impresionezi rudele cu indice demografic 60+. Da, așa faină să vede. Și sărim direct la treabă. Separă piciorușele de pleurotus și taie-le codițele. Nu le arunca, sunt bune pentru multe lucruri despre care nu o să vorbim chiar acum. Spală-le și stoarce-le bine, ca o tot felul de chestii pe ele, praf și așa. Fă cumva să intri disgrațios în cadru pentru că n-ai cameră profi și nici pe cineva să vadă ce filmezi tu acolo sus. Și stoarce-le bine de apă și încă o dată și încă o dată dacă n-a fost suficient de clar. De aici le poți rupe pur și simplu sau dacă vrei să impresionezi, taie-le fășii cu un cuțit. Pentru că da, unii mănâncă pizza cu forculița și beau apă cu paiu. Oferă-le un masaj de înviorare și sar la pasul următor, alege vreo 2 cartofi mai solitari și curăță-i ca pe cartofi sau ca pe măr. Da, de fapt erau 4 cartofi, nu contează, mâncarea este o artă în continuă schimbare. Aici avem un morcov, da, cred că e destul de clar. Indicația generală e să tăiem legumele cât mai egal și mărunt pentru că suntem cetățeni europeni și avem drepturi. Fă loc în viața ta pentru un păstărnac și dă-ți seama ce prost e cuțitul. Repetă figura ca să pară un concept și... da, cred că era mai ok fără vocea mea. Taie și cartofii singuratici în cubulețe de mărimea unui vis sfărâmat. Provoacă un cutremur de 5 pe scara Richter, tăind o ceapă prin care dărâmi toată masa. De jumătate pe lângă și restul într-o oală, de preferat aia în care urmează să faci ciorba. Usturoiul chiar poate fi lăsat la urmă pentru că lasă miros peste tot și mă îndoiesc că cineva se pune să facă mâncare afară așa ca mine. Și pe ăștia îi lăsăm așa de decor. Na, nu. Okay, îi lăsăm pe mai târziu, ce prostie. Ia-ți un minut să admiri înțelegerea frățească dintre pisicile vecinilor și gata, ne mutăm înăuntru la aragaz unde lumina este execrabilă, dar ce să-i faci dacă am plantat un nuc în fața geamului de la bucătărie acum 30 de ani? Și ăsta este un căruț pentru butelie. Sotăm ceapa în 2 linguri de ulei peste care aruncăm legumele în ordinea timpului de gătire. Cele tari înainte. Noul slogan feminist, cele tari înainte. Așa, și după ce au sfărâit puțin în ulei și în lumina asta dezagreabilă, adăugăm fâșiile de pleurotus și amestecăm. Cam peste 2 minute adăugăm și apa, dacă nu înțelegeți de ce așa galbenă, este de la turmericul pe care am uitat să îl filmez. Un vârf de linguriță și atât. Adăugăm și cartofii singuratici și singurii rămași după ce au fiert legumele vreo 10 minute. Până gata, a fost de lucru, de preferat ceva productiv. Sărim brusc ca într-un film european la un cadru total diferit. Așa cum ziceam, ăștia nu-s de decor și aruncăm și pe ei în oală. Adăugăm artistic o cană de lapte vegetal. Eu am aici unul de cocos neîndulcit. Sare și piper, după gust. O linguriță de rozmarin și cam asta e. Poți să te lauzi la bunici, mătuși, unchi și veri de gradul 3, dar mai ales la mătușa aia care le știe ea pe toate și îți explică ție cum e cu toate și cum o să mor dacă nu mănânci carne și că nu e așa rău să fii vegetarian. Nu te cred? Dă-le un gură! Supa. Nota autorului să știți că merge foarte bine cu un pic de smântână din lapte sau din caju, chiar nu contează așa mult, și câțiva stropi de suc de lămâie sau o linguriță de oțet. Felicitări! Poți să te duci mai departe să... te bucuri de natură sau orice altceva ai acceptat din punct de vedere social în momentul în care vizionezi acest clip. Și fă cumva să nu uiți obiectul muncii în ploaie. Da.